Nu știu cum ați petrecut voi 9 mai, dar eu anul ăsta l-am petrecut izolat de societate, la fel cum mi s-a întâmplat vreo 12 ani în urmă. Sper că ați văzut, dacă nu vă pun link jos sub clipul ăsta, protestul meu din 30 aprilie 2008, la aniversarea 50 de ani de la crearea televiziunii publice Moldova 1, am ieșit cu protest la Palatul Național și am strigat 50 de ani de minciuni, demagogilor, și m-au închis împreună cu niște colegi ai mei. Mi-au dat drumul după 20 de ore, am stat închis la comisariatul de poliție Buiucani, în condiții inumane și degradante, împreună cu încă vreo 7-8 boschetari, persoane fără adăpost din tot cartierul, adunate special în aceeași celulă cu noi ca să ne descurajeze. Pentru că l-am deranjat pe Vojdiu Voronin, era și el invitat la acea ceremonie și a vrut omul liniște. Și polițiștii i-au asigurat liniște. Justiția i-a asigurat liniște prin faptul că ne-a eliberat în ziua aceea, pentru că s-a amânat ședința și s-a fixat un nou termen. Următorul termen a fost pe 8 mai 2008, zi în care judecătorul Mihail Diaconu de la Buiucani, pe ceilalți, fie că i-a achitat, fie că le-a lăsat amenzi, ceilalți trei, că eram cu fratele meu, cu Anatol Hristea Stan și cu Gheorghe Lupușoru, colegi din Hyde Park, care doar au asistat la protestul meu. Ghenadie doar filma imaginele celea cu vreau să protestez și nu mă lasă, sunt filmate de Ghenadie, care stătea într-o parte, nu participa decât atunci când au văzut că e provocare și că ne arestează abuziv. Până atunci el nu participa deloc, el stătea și filma doar. Și ceilalți tot n-au zis nimic decât întrebau poliția, de ce nu-l lăsați să protestez? Că doar eu eram cu lozincă. Ceilalți s-au temut, deja a început să ne aresteze foarte des și sau ne rețineau, ei nu ne arestau. M-au arestat acum, pe 8 mai. Deci pe ceilalți doar i-a amendat sau i-a achitat, nu țin minte cine i-a judecat, probabil nu tot același judecător de acolo, dar poate fi și același, puteau fi alți judecători separați. Dar pe mine, de acolo, a vrut el să răzbune sau a primit ordin să execute, nu contează. Asta îl descalifică pe el ca doctor în drept. Acum e avansat la Curtea de Apel, dacă nu cumva au ajuns deja la Curtea Supremă. Îl descalifică pentru că m-a condamnat la 3 zile de arest administrativ. Pentru un protest pașnic absolut inofensiv, strigăm că vreau să protestez și nu mă lasă, o lozincă pe care scriam 50 de ani de minciuni. De altfel, decizia lui a fost anulată peste o săptămână. Dar poliția s-a grăbit să mă bage la răcoare. Ați văzut probabil video difuzat ieri și redifuzat ieri, pentru că el e public de atunci, din 2008, filmat tot de Ghenadie, probabil, cum am fost reținut. Filma și ProTV atunci. Deja se interesa ProTV de protestele noastre, era Angela Gonța, reporter de teren. S-a terminat în coadă de pește chestia, când am ieșit de la judecat, s-au ținut aia Sky de mine, unul în uniform, după aceea alții în civil, mă opreau pe stradă, până am urcat într-o leibus și m-am dus. M-au sunat colegii, un avocat cu care între timp eram și certat și mi-a zis, băi, dacă fugi oricum o să te ia, o să vin acasă și o să te ia, o să te găsească, unde, cât puteam să mă ascund, până la următoarea ședință de judecat, până la Curtea de Apel, pentru că eu făcusem imediat recurs. M-a ajutat tot avocatul celălalt cu care eram certat, dar m-a ajutat și mi-a scris de mână un recurs. Și l-am înregistrat la cancelare. Deci, ca și cum, decizia ar fi trebuit să fie suspendată până la devenirea ei executorie, irevocabilă, nu? Până la Curtea de Apel. Iar Curtea de Apel, cum vă spuneam, m-a achitat. Totuși mi-a zis că cât poți să fugi, tot una o să te aresteze și s-ar putea să-ți dea o pedeapsă și mai mare pentru că ai fugit de justiție. Și de ce m-am întors și m-au băgat în dubiță și atât m-am mai văzut fratele meu și cine mai rămăsese cu mine atunci, m-au băgat la, printr-o prima dată și ultima dată, deci asta a fost ultima mea detenție, ultima mea privare de libertate, că după aceea m-am lăsat de proteste, anume din motivul ăsta, până s-a schimbat regimul și după aceea n-am mai îndrăznit să ne priveze de libertate.
M-au băgat la Tighina 6 în izolatorul. Izolatorul Inspectoratului General de Poliție, sau el se numea atunci Comisariatul General de Poliție. Tighina 6, unde în capătul coridorului de la subsol sus sunt polițai, șefii care gestionează Comisariatul Poliția Capitalei. Dar la subsol e izolatorul de pe timpul NKVD-ului, de pe timpul sovietic, izolatorul preventiv, care e singurul dotat acum, conform normelor, singurul dotat, probabil s-au mai făcut și reparații, singurul dotat pentru arest preventiv. Cele din sectoare, din comisariatele din sectoare, nu erau pregătite pentru arest preventiv, erau doar pentru reținere câteva ore până îl identifici pe om, după aceea trebuiau toți duși la arestul preventiv. Dar vă spuneam altă dată, am stat în viața mea vreo săptămână în total închis prin diverse comisariate de sector, în condiții inadecvate, unde nu există apă și unde nu există toalete în celulă. Există doar gratii, ușă și atât. Și trebuie să te rogi de gardian ca să te ducă la apă sau la toaletă. Și astea sunt considerate condiții inumane, degradante. De asta Moldova a fost condamnată de câteva ori la CEDO, inclusiv pe dosare Hyde Park sau Brega contra Moldovei. M-au dus la Tighina 6, m-au luat în primire doi gardieni, cel puțin, unul dintre ei cu părul grizonat, sur, adică, traduc pentru moldoveni, care nu știu ce înseamnă gri, și care au început procedurile oficiale de preluare a unui arestat. Nu aveam multe cu mine, pentru că știam că poate urma așa ceva. Chiar Ghenadi mi-a făcut un interviu dimineață când ieșeam, când plecam de la domiciliu, de la Durleș, și mă întreba, ești pregătit? Și am zis că da, sunt pregătit, am dat lui toate lucrurile, probabil inclusiv telefonul, sau nu știu, nu mi-amintesc. Atunci, în 2008, da, aveam telefon, că din 2003 l-am, cu același număr. Totuși, erau formalități. Mi-au verificat imediat identitatea, m-au dezbrăcat până la piele, m-au pus cu mâinile la ceafă să fac genuflexiuni, da? Am uitat cum le zice în română. Flotări? Flotările alea cu mâini. Oricum nu contează. Sunt doi genunchi ca ei să vadă dacă nu aduci în orificiu anal droguri. Da, eu m-am lăsat arestat ca să mă duc cu droguri acolo în celulă. Oricum, asta e procedura. Te umilesc, dar se pare că așa e prevăzută de lege. Și îți scotocesc toate hainele ca să nu duci ceva ilegal, te pun să scoți șireturile de la încălțăminte, nu știu, probabil eram în pantofi, că încă nu se poartă sandale în mai, pe 8 mai 2008. Și eu, dacă sunt fire emotivă, dacă am fost mult timp negociat cu poliția, până m-a luat, până m-a adus, am zis că vreau la toaletă. Rabde că o să te duci în celulă. Da, da, eu vreau acum. Rabde că o să te duci în celulă. Și m-au băgat într-un colț acolo, într-o nișă în perete, cu gratii groase, și așteaptă. În chiloți sau cum eram eu, poate cu... Nu țin minte. Până așteptam procedurile alea. Și atunci eu am început să strig că vreau la toaletă, pentru că nu ai unde să te piși în nișa aceea. Ca și cum ai sta într-un dulap cu gratii. Și am început să strig. Și m-au scos din boxă și ăla grizonat când mi-a ars o palmă, dar m-a lovit așa, am văzut, meseriaș, ca să nu lase urme. Mi-a lovit așa puternic, când mi-a sucit capul. Și am muțit, evident, n-am mai vrut să fiu bătut. Dar de ce strigam că vreau la toaletă? Pentru că învățasem din cărțile lui Paul Goma, care a stat mulți ani în detenție, inclusiv în adolescență, când era în Transilvania elev, și a vorbit cu mulți pușcăriași, trebuie să strigi ca să audă oamenii ce ți se întâmplă, ca să ai martori. La fel și pe stradă. De asta strig poliția. Ca lumea să nu creadă că mă joc, că mă distrez. Că e treabă serioasă și de ce am nevoie de mărturiile lor. Să vadă, să filmeze, să sune la poliție, să țină minte ce se întâmplă, că, iată, declarația mea, mi se întâmplă chestii ilegale. Și atunci tot așa. Strigam că vreau la toaletă, ca
după aceea, nu știu, să nu fac pe mine sau să nu fac într-un colț acolo să iau bătaie, i-am avertizat din timp că vreau la toaletă și nu pot să țin mult timp, nu? Cât pot să ții dacă ei te țin cu ceasurile acolo. După ce m-a plesnit și am muțit, nu știu cât a mai durat, dar mi-a zis, hai, ia hainele, așa în chiloți cum eram și cu pantofii fără șireturi, mi-au scos centura și șireturile și lucrurile personale, buletin, ce mai aveam eu acolo, chei de la casă, probabil, și telefonul, banii, 3 lei sau cât aveam eu la mine, i-au băgat într-o pungă și într-un sertar, i-au sigilat, nu știu cum au făcut, și hai la celulă. M-au dus în celula, probabil 12, deja uit, cred că e text în care am povestit despre asta. În capătul coridorului, pe dreapta, iar în capătul coridorului, într-o nișă, că nu sunt geamuri la subsol, într-o nișă acolo, era în mărime naturală portretul lui Felix Edmundovich Dzerzhinski. Portret propagandistic moștenit încă, cum ziceam, de pe timpul NKVD-ului, când acest zbir, acest revoluționar alături de Stalin și Lenin, a condus NKVD-ul, poliția politică a regimului bolșevic. Deci ei încă atunci, în 2008, pe timpul Republicii Independente, Republica Moldova, se mândreau cu acel criminal, cu acel despot, Felix Edmundovich Dzerzhinski. Deci asta am văzut, m-a marcat, au descuiat celula, au deschis, am văzut celula plină, m-au împins, au încuiat ușa după mine, am salutat oamenii cei și imediat am reperat în celulă WC-ul, care era fix lângă ușă și nu era WC închis, cabină, ceva. Nu, era doar așa un prichici, o bucată de gard de beton, de cărămidă din ce era el înalt așa de vreun metru, după care te așezai, n-a fost nevoie să mă așez pentru că am făcut din picioare că aveam nevoie cu treaba mică doar. Primul lucru ce am făcut în celulă după ce am salutat pe oameni, m-am pișat și după aceea m-am îmbrăcat și m-am așezat pe laița de lemn de vreo două ori mai mare decât divanul ăsta pe care stau eu, nu știu, canapea aceea asta, așa, de vreo două ori mai mare doar, deci era un pic mai lungă și de-a latul ei, pe lemnul acela, puteau să încapă 6 oameni, iar noi în celulă eram 7. Deci intenționat au făcut, pentru că după aceea, a doua zi, parcă ne-au scos la duș și am văzut că nu sunt alți deținuți, arestați, ne-au băgat pe toți într-o celulă. Intenționat, probabil că le-a făcut cineva solicitarea de sus ca să mă intimideze, ca să mă descurajeze să mai fac proteste. Cel mai probabil, de atâta ne-au băgat, cum ziceam, și persoanele cele afară de post în celulă data trecută, de atâta m-au băgat și pe mine acum cu ceilalți 6, dintre care unul părea trecut prin închisori, stătea într-un colț și ne privea superior și zâmbea tot timpul sub nas și ne măsura din picioare și ne analiza. Altul era un tânăr foarte agitat care tocmai a comis un accident și a omorât un copil și aștepta o condamnare penală și se gândea oare la cine să mai apeleze, cu cine să se mai lege, cum se rezolve și toți îi dădeau sfaturi și îl întrebea, dar cum a fost, da? Avea viteză mare, dar nu știu ce chestii din astea. Deci un potențial condamnat penal. Era altul care n-a mai fost prin închisori, dar era foarte zvăpăiat așa și nervos și fuma tot timpul. Dar se fuma în draci în celula ce. Nu știu de unde aveau țigări, cum dracu ne-au băgat prin percheziție, prin toate alea, că toți aveau țigări. Și pereții erau grunțuroși, cu special făcuți cu niște tencuială din asta aruncat așa. Și în zgrunțuri ce se găseau mucuri de țigări aruncate, bilețele sau tot ce vrei. Și mult praf și mult fum de țigară, zgură din asta de fumat. Fumul era continuu în celula aceea. A fost două zile de coșmar. Eu care n-am fumat niciodată, acele două zile au fost de coșmar din cauza fumului care se permitea și se încuraja tot ca formă de descurajare. Cei care fumau, chiar se pare că erau alimentați de gardieni, se pare că gardienii le aduceau uneori țigări ăstora ca să fumeze. Și acela care zvăpăiat, zghit, zicea că eu zbugor aici. I s-a părut lui după prima zi de comunicare, s-a părut că el e cel mai răsărit acolo și ridica prin picioare și îmbla așa. Nu știu care e slang-ul, ce înseamnă asta în limbaj
de pușcărie, dar bănuiesc că Bugor înseamnă un deal ușor, așa. Deci el, lui părea că el e cel mai răsărit acolo dintre toți arestații ce. Deci pe trei i-am pomenit, pe alți doi nu-i țin minte deja, că au trecut 12 ani de atunci. Poate că i-am povestit în textul pe care l-am scris după aceea pe Curaj TV și în mare parte a fost preluat de jurnal, ziarul Jurnal de Chișinău. Dar unul știu că era tot un fel de boschetar, dar om din sat cu casa lui, dar probabil retardat, probabil foarte sărac, care a fost adus acolo în arest pentru vreo bătaie la beții, ceva de felul ăsta. Oricum el era tratat deja de ceilalți. Mi-am dat seama în prima seară când a trebuit să adormim, pe mine spre seară m-au dus acolo, dar noapte pe la 11 s-a dat stingerea, dar nu sunt sigur că s-a stins lumina. Cred că nu s-a stins lumina, chiar dacă s-a strigat la ușă, stingerea. Sau poate ne-au adus și mâncare seara, nu țin minte. O să vorbesc acum și de mâncare. Oricum, n-am prea putut să dormim în prima noapte, pentru că era 8 mai, sau în a doua noapte a fost concert. De 9 mai a fost mare concert și s-a auzea chiuială. Sau poate a fost o nuntă atunci. Poate a fost o nuntă la cantina Universității de Stat de alături. Vis-a-vis, față în față cu geamul nostru. Dar ce geam aveam? Erau două rânduri de gratii și între ele o tablă cu găurele. Deci n-aveam lumina zilei decât prin sită, cu găurele mici, ca o sită foarte deasă. Și nu puteai să scoți nimic, nici un deget nu puteai să-l bagi, să-l scoți afară. Pe lângă faptul că era subsol și era înspre blocuri dădea geamul cel al nostru. Și pe acolo nu prea ieșea, nu prea se aerisea celula când fumau aceia și nici nu catadixeau să se ducă la geam să fumeze. Pentru că, vă spun, nu era aerisire cam deloc și când se ducea cineva la toaletă să-și facă nevoile, tot îmi place celula de toate miazmele. Dar pe lângă toaletă mai era și un robinet care curgea tot timpul. Deci vă dați seama ce atmosferă era acolo, să curgă tot timpul apa și în clozet și la robinet de alături. Fumat, 7 oameni pe o laiță pe care în cap, în mod normal, fără să se înghesuie foarte tare, doar 6. Ei bine, mi-am dat seama că pe acela, ultimul personaj pe care l-am pomenit adus de la țară pentru temir ce bătaie la beție, pe acela îl țineau și până a venit eu, îl țineau la picioarele lor, nu l-acceptau să culce lângă ei. Și asta mi-am dat seama din, tot așa din ce cunosc eu despre viața din celulă. Asta înseamnă că omul era împins, era tratat ca cei din casta inferioară în închisori, casta intangibililor. Și se pare că vorbeau ei despre asta acolo, două zile cât am stat eu, mai mult de 48, vreo 50 de ore, da? Dacă prima dată am stat 20 de ore, înseamnă că a trebuit să mai stau 52 de ore în izolatorul de la Tighina 6, ca să se facă 72 de ore cât m-a condamnat Mihail Diaconu la arest administrativ. Deci ei discutau și am aflat și mi-am dat seama că personajul acela e din casta intangibililor și cât de ei, cine se atinge devine și el intangibil. Mie îmi părea un blajin săracul, dar îl puneau, unii chiar îl obligau cu amenințarea bătăi, îl puneau să povestească ce aventuri avea el cu amanta lui, cu concubina lui, aventuri din astea amoroase, erotice, sexuale, pornografice. Și el se pare că avea exercițiu deja de povestit, se pare că a mai stat și el închis și știa. Sau poate în sat așa se poartă unii, ieșiți din pușcării sau veniți din armată, unde e tot așa divizare pe caste și pe cine e mai puternic, acela dictează. Dar omul se executa imediat și povestea. Îl puneau să povestească. Pe mine mă tratau cu așa distanțare și neîncredere. Eram atunci flocos și îmbrăcat așa cam ca un protestatar. Nu prea eram angajat. Lucram, se pare că la bibliotecă, la muzeu. Nu aveam bani prea mulți în 2008.
Și nici nu eram foarte risipitor. Deci puteam să port o haină din asta câțiva ani. Sunt unele care, unele haine, cămăși care de pe atunci încă le port. Cămașa aia tărcată pe care o văd în video în ziua când m-au arestat și acum o am în garderobă. Și o port uneori și îmi place, chiar dacă Ilenie îi pare demodată și nu înțelege de ce îmi place mie cămașa aia. Ne aduceau mâncare de două sau de trei ori pe zi, nu știu cum. Mâncare în niște gamele care erau tot timpul la noi în celulă și pe care tot noi trebuia să le spălăm la robinetul ăla care curgea tot timpul, deci numai cu apă, fără detergent. Și care, vă dați seama cât de igienice, cât de curate erau. Și ne puneau mâncare acolo. De curiozitate științifică, profesională, ca să zic așa, am gustat mâncarea aceea. Era scârboasă, erau ca niște lături, dar făcute la cantina de alături, unde v-am spus că într-o seară ne-au cântat toată noaptea pentru că era o nuntă, o chiuială acolo și cred că pe data de 9 mai seara am auzit și focuri de artificii pentru că nu-i așa, era ziua victoriei. Ziua victoriei bolșevismului asupra nazismului. Și mâncare ce eu mâncam, o jumătate de pâine îți dădea și lăturile cele în gamelă. Se pare că s-a amestecat felul întâi cu felul doi, borșul și cu cașa. Iar dacă nu-ți plăcea, puteai să dai altcuiva că acela mânca cu mare plăcere, că toată lumea era flămând acolo și alte mâncare nu se permitea să-ți aducă. Fratele meu s-a interesat imediat, seara, unde mă duc, unde mă găsește. Cred că în ziua aceea sau a doua zi, pe 9 mai, a venit la unde au intuit avocații că voi fi adus și s-a spus că nu e aici. S-a dus, a întrebat la comisariatul Buiucani, s-a spus că nu e aici. S-a dus și a întrebat la penitenciarul 13 că nu e aici. Și omul s-a gândit și pe 10 mai s-a dus și a făcut un protest. Deci eu când am ieșit la libertate seara și mă așteptau niște colegi de Hyde Park la poartă, eram cu fratele închis deja, dar fratele era președinte în exercițiu al asociației Hyde Park. Pe 10 mai l-au închis, probabil ați văzut și acel video al lui Ghenadi când a declarat greva foamei în fața guvernului, că de ce l-ați închis pe fratele meu, eliberați-l și tot așa. Și au venit doi polițiști, unul mai burtos decât altul și la început l-au luat cu binișorul și după aceea când a văzut că el filmează și vorbește demn, destoinic și curajos, l-au agresat și l-au plesnit peste cameră. I-au luat camera, i-au șters înregistrările, după aceea Ghenadi a ieșit peste vreo zi, două, și el a stat închis vreo două zile la Buiucani în condiții la fel de neprielnice ca mine. Am restabilit imaginile video și au fost difuzate pe internet, la televizor, Pro TV, cine mai difuza atunci televiziuni care erau neloiale guvernării comuniste. Și s-au făcut de râs acei polițai. Ghenadi după aceea a câștigat un dosar și la CEDO pentru acele abuzuri. Eu, pentru că eram certat cu avocatul acela, postic, m-am plâns pentru abuzurile mele și din 30 aprilie și cel din 8-10 mai. M-am plâns în instanțe interne, cum am știut eu, și am câștigat despăgubiri vreo 5.000 de lei din ce cerusem eu, 1.000.000 sau 100.000 sau cât cerusem eu, na, maximalist și demonstrativ, așa, ca să arăt că s-au încălcat drepturi fundamentale. Dacă ajungeam și eu la CEDO, aș fi câștigat probabil vreo 5.000 de lei, că așa au câștigat colegii mei care tot au fost în astfel de situații abuzați. Vreo 5.000 de euro am vrut să zic, da? Pe când instanțele interne mi-au dat 5.000 de lei și le-am zis ajunge că nu mai aveam răbdare să mă lupt cu ei. Așadar, asta a fost ultimul meu arest și Ghenadi tot așa ultimul arest. După aceea am decis cu Asociația Hyde Park că nu mai protestăm decât la bucătărie și pe deal cu lozinci albe ca să nu vină să ne ia poliția. Le filmam și le publicam pe internet chiar dacă atunci încă nu aveam un canal de YouTube. Dar nu știu cum le găseam noi un loc și le publicam. Videourile cele le avem și acum, până s-a schimbat regimul în 2009. Legea era foarte bună, aprobată în 22 aprilie 2008, votată chiar de comuniști la presiunile europene, dar era ignorată. Deci nu-ți permitea să protestezi și atunci noi nici n-am mai protestat, dar am continuat activitatea pe internet.
pe blogul Curaj net inițial și după aceea am cumpărat și domenul Curaj MD, iar în 2010, când am câștigat primele dosare la CEDO, Moldova a fost condamnată pe 31 martie în 3 dosare Hyde Park contra Moldovei și pe 7 aprilie 2009, deci în același an, 4 dosare la rând Hyde Park contra Moldovei și în toamnă am început să primim banii și Asociația Hyde Park și membrii de rând, încât am putut să ne permitem să nu mai lucrăm mulți ani după aceea, pentru că cheltuiam puțin econom și nici cotizații de membri n-am mai strâns în Hyde Park de atunci. Din banii cei ne-am cumpărat tehnică de filmare, inclusiv camera asta cu care mă filmez acum, care are telecomandă și iată de atunci, de 11 ani, telecomanda funcționează, după cum vedeți. Bateria, n-am schimbat-o și ea încă funcționează. Ce înseamnă tehnică Sony? Made in China. Și camera și telecomanda e Sony. Nu știu bateria de care marcă e, dar nici nu are vreo importanță. Și pentru că am avut tehnică de filmare, ne-am permis domenul curaj.tv. Deci, din 2010, de vreo 10 ani, ne exprimăm nu doar în stradă la proteste, am devenit experți în protest și continuăm să apărăm deținuții politici, protestatarii pașnici, să condamnăm abuzurile polițienești, nu doar în România, dar și în toată lumea. Țineți minte, l-am apărat pe Alexei Navalny, l-am apărat pe Julian Assange, am apărat Pussy Riot, am apărat-o pe Khadija Ismailova din Azerbaijan și tot așa și tot așa. Nu mai țin minte cum îl chema pe acela care cânta TikTok. A filmat cum alții cântau TikTok acoi davai da sfidania. Cineva îmi reproșa mai ieri că când a văzut scrisoarea asta de la CEDO, că am primit prima confirmare că una din două plângeri ale mele împotriva României au fost înregistrate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Că numai asta știi să faci, în loc să lucrezi, tu dai toți în judecată. Băi, fraților, voi credeți că ar fi devenit lumea și Europa atât de prielnică, atât de liberă, atât de democratică, dacă n-ar fi fost mintiți ca mine, care să lucreze în felul ăsta zi și noapte, protestând, acționând în judecată, scriind petiții, acceptând să meargă la pușcărie. Aici în România încă n-am stat închis, dar privat de libertate am tot fost de polițiști și abuzat și de jandarmi și de asta, iată, am încă un dosar de trimis la CEDO, deci cel puțin 3-4 cereri chiar anul ăsta voi trimite împotriva României la CEDO. Dacă nu am fi noi ăștia care verificăm funcționarea legilor, respectarea drepturilor, cerem în instanțe, inclusiv Parlamentului, ca aceste drepturi să fie respectate și obținem schimbarea. Legea 26 din 2008 din Republica Moldova, cum credeți că s-ar fi îmbunătățit și ar fi devenit cea mai bună din Europa, cel mai bun cadru legal de organizare a protestelor de pe tot continentul european, dacă n-ar fi fost presiunile, protestele Hyde Park și a celor ca Hyde Park și ca frații Brega. Deci, vă rog să înțelegeți că e important ce facem noi, să apreciați, să prețuiți sau măcar să respectați munca noastră și să nu ne trimiteți la alte munci, pentru că cineva trebuie să facă și asta. Într-un stat democratic, credeți-mă, cineva trebuie să facă asta. Voi continuați să lucrați la strung, la coarnele plugului, la tastatură scriind programări sau temiri ce faceți voi, medici, vameși, polițiști, dar și activismul civic este absolut necesar, inclusiv jurnalismul cetățenesc, inclusiv protestele. Ceea ce vă îndemn și pe voi, cei mai răsăriți, cei mai curajoși să faceți, mai ales pe cele mai răsărite și mai curajoase, insist să vă îndemn să vă implicați în viața publică, poate chiar și în viața politică, alături de mine și de alții ca mine. Mulțumesc tuturor pentru interesul manifestat, pentru eventual like, share, poate pentru subscribe, pentru donații prin PayPal sau Patreon.
îndrăzniți să susțineți un astfel de activism.